Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din cariera noastră la FAT 2013. Ultima oară am reușit o victorie destul de chinuită împotriva celor de la Reading. În fine, contează că am obținut cele 3 puncte. Și urmează să jucăm un meci poate mai greu decât cel cu Reading. Un meci împotriva celor de la Fulham. Despre echipa mea am numai lucruri bune de spus. De când am bătut Manchester United cu 5-0, da, voi aminti acest rezultat cu orice ocazie pot. E bine, de când am făcut această victorie cu 5-0, echipa mea este într-o formă extraordinară și în meciul cu Reading pur și simplu am simțit că suntem clar superiori adversarilor și astăzi simt că vom face încă un meci bun, pentru că e bine, suntem Swansea și trebuie să facem. Cei de la Fulham au câțiva jucători buni, gen Hangeland sau Riz, care cred că vor juca. Să vedem. Hangeland este un fundaș central foarte bun. A fost dorit și de cei de la Real Madrid într-un timp, dar acum este bătrân. Și Riz și Ruiz sunt titulari. O echipă destul de bună în acest prim 11 celor de la Fulham. Însă și noi avem o echipă foarte bună, foarte în formă, foarte pregătită. Excepție făcând Vorm, care în continuare este un portar satanic. Și da, am spus satanic, deoarece preotul meu, deși a încercat să facă multe exorcizări și multe ritualuri de posedare a lui Vorm, nu a reușit. Vorm pur și simplu este posedat mult prea rău pentru ca preotul meu să reușească ceva. Meciul începe, iar noi avem lovitura de start. O vreme foarte frumoasă, ninge, o vreme de vis, Taylor greșește în apărare deja. Taylor, dacă ninge, nu înseamnă că a venit Moș Crăciun și poți să faci ce vrei. Taylor, te dau afară, căcatule. Așa. Taylor, o primă greșeală inacceptabilă în apărare. Pablo Hernandez. Ce dracu? De ce au jucătorii mei stamina cam la jumătate? Nu știu ce se întâmplă. În sfârșit, Dyer scapă acolo. Dyer se întoarce. Dyer către Graham face o preluare până la maica sa. Bine, mai Graham, încep să joci din ce în ce mai bine. Pentru că după ce ai bătut Manchester United de unul singur aproape cu acel quadru bichi, ei bine, de atunci n-ai mai jucat nimic, căcatule. Ăla seamănă cu Drogba, al dracu de mult, țiganul ăsta, Roada Lega sau cum îl cheamă. Seamănă cu Drogba. Sper să nu joace și la nivelul lui Drogba. Trebuie să câștige Williams la cap, nu câștigă. Felicitări, Williams, ești foarte schilat. Păi, dar voi credeți că dacă a venit Crăciunul, gata, dacă ninge, nu mai jucați nimica? Păi, la Bihor să știți că nu ninge și vă duc acolo, să vedeți ce frumos e acolo. E căldură, dați la sap acolo. Săpați terenul de la Bihor, pentru că ei nu mai joacă fotbal pe terenul acela și plantează porumb. O ocupație care cu siguranță i-ar place lui Vorm, ținând cont că el este guner. Graham nu reușește nimic și deocamdată am început exasperant de prost acest meci. Ne-au cam dominat cei de la Fulham, apărarea mea a fost puțin somnambulă, mai ales Taylor, care a jucat ca o vies pe încălduri. Dă-te, căcatule, de Graham, sau cine ar fost ăla? Nu cred că era Graham, m-am luat de el degeaba. Cred că era Pablo Hernandez, în sfârșit, Micu, o pase la nimeni, bă, dar nimeni nu există, băieților. Știu că voi dați mereu pase cu el, dar nu există. Recuperează foarte bine acolo, Orlegi, către Graham îl vede pe De Guzman se întoarce, pase către nimeni, din nou, acest jucător nimeni este pur și simplu hipnotizant. Jucătorii mei continuă mereu să dea pase lui. Când o să înțelegeți că nimeni nu există? De asemenea, Santon, nici Moș Crăciun nu există, deci nu o să primești niciun cadou. Tot de fac, are 5 meciuri fără gol primit. Ah, da, unul dintre ele fiind victoria cu 5-0 cu Manchester United. După cum v-am spus, voi aminti acest rezultat cât de despot. Dyer, trece, nu trece, bă, da, fugi, mă. Dyer foarte bine către Micu, faultat Dyer. Ar fost o poziție bună pentru Pablo, dar Micu, câteva manevre de la jaloane învățate de Micu. De la karting cu jaloane, de acolo a învățat Micu să facă schemele. Se pare că Williams a deschis gura și așteaptă să-i cadă fulgi de nea pe limbă. Deoarece fotbal el nu vrea să joace și scapă acolo Davis. Oh, ce ratare! Am scăpat. Williams, dacă mai lingi fulgii de zăpadă,
O să lingi podeaua la Bihor, pentru că acolo te vei duce. Din nou Santon, de la el pornește mereu construcția pentru că este singurul jucător sănătos din echipă. O degajare proastă, câștigă Pablo. Câștigă Pablo că... Mamă, mamă, are stamina Pablo Hernandez mai puțin de jumate. Ce ai făcut în weekend, Pablo? Sex în grup cu maica sa lui Graham? Bine, bine, Taylor, până la urmă mai... nu-l omor, te rog, Taylor, nu! Nu omor jucătorii. Astăzi. Când îți spun eu, omor, dar astăzi nu, da? Santon în continuare imperial. Da, ar trece ușor, însă dă pase la Graham, deci mingea este pierdută. Graham, foarte bine! Graham! Apăr gra... Graham, nota 10 pentru trecere, nota 3 pentru șut. Hai să nu te cer prea rău. Centrează bine, Chico! Cade peste adversar, încercând să-i ofere un blowjob. Din nou, Dyer, Dyer! Wow! Ce șut! Acest țigan minoritic a șutat superb. Pase foarte bună către Taylor. Taylor urcă. Taylor îl găsește pe Dyer. Graham! Fă foarfecă că... Iată! Schwarzer, nu-i da palmă peste cablu, Graham, te rog frumos. Știu că e prost de fel, dar nu-l pălmui și pe el, mă. Că îl pălmuiește măsa destul la casă. Nu, scapă acolo Drogba. Da, mereu să-i spun Drogba lui jucătorul ăsta. Drogba! Foarte bine, Williams. În sfârșit nu mai linge, fugi de zăpadă. Dă pase! Rudlej nu e sănătos. Am dat Q plus W, adică să dea pase pe sus. Însă Rudege a refuzat asta. Se încheie prima repriză. Un meci destul de plictisitor până acum. Fără mari ocazii, jucătorii pur și simplu sunt hipnotizați de zăpadă. Și nu se întâmplă prea mare lucru. Haideți totuși să schimb ceva, pentru că echipa nu merge bine. Jucătorii, cel puțin 5 dintre jucători se pare că au făcut sex cu maica sa lui Graham aseară și sunt foarte obosiți. Pablo Hernandez, unul dintre ei, va intra Eschi. De asemenea, Rudlegi, alt prost. Și de Guzman. Chiar dacă, din punct de vedere al valorii, primul 11 a scăzut, totuși sunt jucători care sunt dispuși la efort și nu... Precum Pablo Hernandez, care de-abia dacă a fugit 10 metri în toată această repriză. În continuare vedem pe Williams cum linge, fugi de zăpadă după Adidas. Are această fantezie. Lăsați-o în pace. Dacă îi place lui să lingă, fugi de zăpadă, ce aveți cu el? Marcelinho. Lucas Marcelinho. Foarte bine către Santon. Care... Santon pur și simplu... nu mi-e frică. Când e mingea la el, nu mi-e frică de nimic. Poate să vină și Obama să ia mingea, că tot nu-i ia. Eschi, un atac promițător, Eschi se duce pe partea stânga, Eschi, dă mingea la adversar, Eschi, nu ești Moș Crăciun, Eschi, nu trebuie să faci cadouri, că fac eu cadoul lui maică ta, un lansator de grenăzi, să-ți dea ție foc. Scuze pentru asta. Scapă Kakanikilic, oh, și foarte bună intervenția lui Chico. Lucas acum se întoarce bine, Lucas, către da, felicitări, dar ești prost ca măta. Rodalega. În continuare, jucătorii mei parcă sunt hipnotizați. Domnule preot, faceți o zițioare să iasă din transă. Sunt în transă. Oh, ce lovitură frumoasă. Jucătorii mei sunt în transă, domnule preot. Ce le-ați făcut? Iar ați încercat ritualul darea. Nu, vă rog frumos, domnule preot, scoateți-mi jucătorii din transă, pentru că joacă ca niște muieri obosite. Pierde acolo. Cum? Băi, Drogba, tu nu mai ești sănătos? Cum treci de jucătorii mei în halul ăla? Apără, vor, minune. Este Crăciunul în joc, mă refer. Și se întâmplă minuni. Pentru că, în realitate, este Paștele și cu această ocazie vă urez încă o dată Paște fericit. Graham, 12 goluri în toate competițiile. Scria și în paranteză acolo cel mai prost jucător care l-am văzut vreodată. Dar nu ați observat. Cu siguranță scria. Micu, nu știu ce dracu caută pe partea lui Dyer. Micu, Graham, care e mijlocat, se pare. Pase foarte bună către Schechter. Schechter, deocamdată, prima dată când atinge mingea. Mai bine lăsa-mi părut, deci, dracu. Micu, oh, da, Micu, sare mingea din el ca din colțul mesei. Micu, o să te faci masă dacă nu... Bravo, mă, da, bravo, mă, Cico, dă mingea în aut, că o dau pe măta în aut la măta. Chiar dacă n-a avut nicio logică asta. Eschi. Urcă foarte bine, însă Schechter nu joacă cu noi, din păcate, astăzi. Schechter joacă pentru
ca să iasă biletul la pariuri, a pus unul solist și vrea să termine egal. Nicu, Graham, joc de pase, tiki-taka Barcelona, Graham, apără, Graham, cum să ratezi în halul ăsta, Dumnezei mătii de prost? Te rog, Graham, când ești singur cu portarul, nu mai încerca să-l lovești în coaie, încearcă și dai pe colț, ăsta e scopul jocului aproape. Știu că tu ai înțeles când erai mic de la tatăl tău că trebuie să dai în coaie ca să dai gol. E bine, nu. Ca să dai gol trebuie să dai pe colț, Graham. Dar centrează prea tare, Graham se fute cu adversarul său și nu prinde mingea. Din nou, Eschi! Puțin faultat, de fapt ce puțin? Faultat brutal de adversarul său, însă arbitrul din nou a pus și el pariu cu Schechter. Arbitrul a pus X2. Iar Schechter a pus X solist, Santon deocamdată, moment în care a imitat o oaie pierdută pe teren. A imitat foarte bine. Nu vreau să pierd meciul ăsta, deși la cum a jucat echipa mea execrabilă, ar trebui să pierde meciul. Scap acolo, Dyer, what the fuck, serios Dyer e așa de prost. Graham, hai, felicitări Graham că sare mingea din tine ca din colțul mesei. În sfârșit, da, Graham, către Dyer. Dyer nu câștigă nimic astăzi. Nu va câștiga niciun cadou de la mine, vă asigur. Pericol, un meci destul de echilibrat, anormal de echilibrat. Suntem Swansea, băieților, treziți-vă! Domnule preot, face și dumneavoastră exorcizarea odată, că m-a săturat. Echipa joacă, zici că ar fi Bihor. Cu cât noroc am scăpat, poate pierde meciul ăsta, că pe toți vă dezbrac și vă duc în Siberia. Că dacă tot vă place zăpada, Micu, dacă ai fost, nu e Micu, e Schechter că, the fuck, oh, bine vor. E Schechter că Schechter n-a atins mingea deocamdată, sau când a atins-o a sărit mingea din el ca din măsa. Dyer încearcă în continuare să dea poate unicul gol al partidei, Dyer intră, puțin ținut acolo, Dyer se întoarce, bine către Micu, penalti, arbitru. Arbitrul dă penalti la țipătul meu satanic și chiar era penalti, dacă nu dădea arbitrul penalti, îi violam familia și dădeam foc lui maică-sa. Pablo Hernández va fi cel ce bate. Unde? Ah, l-am dat afară pe Pablo Hernández. Graham va fi cel ce bate. Toată presiunea pe umerii lui Graham. Lui Graham îi tremură mâna, îi tremură degetele, îi tremură penisul. Graham! Se pregătește șut, Graham! Gol! Graham! Extraordinar, 1-0, minutul 87 și suntem pe cale de a lua 3 puncte nesperate aici la Fulham. Superb, Graham, superb șutul. Nu știu ce m-am îndoit de tine. Poate pentru că ești cel mai prost jucător pe care l-am văzut vreodată. Scuze pentru asta. Duf îl fiolează pe Santon. În fine, Chico, calmează-te, Chico. Taylor. Trebuie să ținem de rezultat pentru că sunt 3 puncte nesperate. Micu, către Graham, din nou către Schechter, către Graham, o preluare foarte proastă, execrabilă, cam asta. Portarul aproape se degajează greșit, să Graham nu fuge și el. Eschi, a jucat și el binișor, dar toată echipa asta a jucat prost. Dyer, se întoarce bine, trebuie să ținem de acest rezultat, Dyer se întoarce și intră în careu, Dyer, penalti. 2 penalti într-un meci, asta e chiar minune. De la un arbitru tumoristic. Dyer, centrează prea lung. De ce dați toți dracu centrări de-astea? Bine, meciul s-a terminat. Victorie cu 1-0. Victorie foarte chinuită aici la Fulham, pe această vreme viforoasă. Echipa mea a jucat execrabil. Toți au fost obosiți după ce au violat-o în grup pe maică-sa lui Graham. Am rămas pe locul 5, însă ne-am distanțat foarte bine de a 6-a clasată QPR, adică Sise și compania. Suntem la doar 2 puncte de Everton, locul 4, un loc de Champions League, cât mi-aș dori să fiu acolo. Și să sperăm că peste 18 etape, când se va termina campionatul, vom fi acolo. De asemenea, s-a deschis și perioada de transferuri. Episodul următor voi decide cine merită să rămână, cine merită să vină la echipă, cine merită să-i scad salariul, cine merită să fie transferat la Bihor și cine merită să primească exorcizări. Dacă v-a plăcut episodul, nu uitați să dați like și subscribe și până data viitoare vă urez tuturor o zi bună!